Înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu, dați-mi voie să fac o scurtă rugăciune. Acolo unde sunteți, puteți să închideți ochii și să-mi permiteți să rostesc rugăciunea asta cu voce tare. Doamne, îți mulțumim că în ciuda faptului că noi suntem oameni mici, Tu ești un Dumnezeu mare. Măreția Ta ne uimește de fiecare dată. În ciuda faptului că noi suntem răi, Tu ești un Dumnezeu bun. În ciuda faptului că noi suntem limitați, Tu ești un Dumnezeu nelimitat. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că ai ales ca în această zi să ne vorbești. Chiar dacă, Doamne, niciunul dintre noi nu meritam asta, îți mulțumim că încă o dată, în această dimineață, putem deschide cuvântul Tău și Tu să ne vorbești. Ce mare lucru! Tu, Dumnezeu infinit, să alegi să Te descoperi nouă, oameni limitați și păcătoși, dar care stau în fața unui Dumnezeu sfânt și glorios. Binecuvântat să fii, Doamne, în vecii vecilor! Aștept cu nerăbdare, Doamne, ca și în această zi să ne înveți din cuvântul Tău. Iar mai apoi îți cer ceva. Doamne, dă-ne tuturor puterea ca tot ce învățăm să aplicăm în viața noastră. Amin. Amin. Cred că toți ați auzit proverbul acela preluat din limba latină care zice errare humanum est. Adică a greși e omenește. Se spune că cuvintele acestea au fost rostite de celebrul orator latin, Seneca, și de foarte multe ori preluăm propoziția asta și spunem, mai ales atunci când ne convine și când n-am prea reușit să facem ceva așa cum ar fi trebuit să facem, de foarte multe ori preluăm propoziția asta, ne asumăm și spunem, spășiți sau nu, a greși e omenește. Doar că mulți nu știm că propoziția asta e ceva mai lungă. De fapt, fraza e ceva mai lungă. Seneca spune, a greși e omenește, dar ar persevera în greșeală este diabolic. Și permiteți-mi să adaug ceva la fraza asta, care să întregească gândul pe care vreau să vi-l transmit în această dimineață. Dar a ierta este dumnezeiește. Greșeala este omenească. Perseverarea în rău și dorința de răzbunare este diabolică. Dar iertarea este divină, vine de la Dumnezeu. Cred că mulți dintre voi, experimentând iertarea sau văzând-o, ați putut să recunoașteți lucrul acesta. Citeam în urmă cu câteva săptămâni istoria unei poezii, o poezie care îmi place, scrisă de un poet român, un poet care, îndepărtându-se de casă, de undeva din sudul României, am mai citat-o aici, da, nu cred că își mai aduce neapărat cineva aminte. Poetul acesta, îndepărtându-se de casă, își lasă mama câțiva ani într-o sărăcie cruntă, totală. Și în anii aceștia, către sfârșitul vieții ei, chiar înainte ca mama să moară, află că mama lui s-a îmbolnăvit grav, se duce acasă. Ea, nemai putând să-i vorbească, îl îmbrățișează și îl sărută pe frunte. Și el, cunoscând această frumusețe a iertării, scrie versurile, celebre versuri pentru iubitorii de poezie la înmormântarea mamei, scrie: ce păcat! Ce păcat că nu mai ești, că nu mai ești măicuță, că te-ai dus, că te-ai dus fără de timp în lut. Ce pantofi! Ce pantofi! Ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Iertarea are ceva divin în ea. Greșeala ne umanizează.
pe fiecare dintre noi. Perseverarea în rău e ceva care vine de la cel rău. Știți, când vine vorba de iertat, când vine vorba de iertat, noi românii avem o vocație a dușmanilor care se leagă de iertare. Sunt o grămadă de cântece. Acum că vreți să le recunoașteți sau nu, oricât ați fi de pocăiți, le știți. Care au de-a face cu dușmanii, în general, la noi, la români. Când vine vorba de dușmani și de iertare, și când vine vorba de răzbunare sau de iertare, există doar două variante să noi dușmani. Una e de la diavolul, și care înseamnă răzbunare și anihilarea dușmanului, și a doua vine de la Dumnezeu și înseamnă iertare. Iar e ceva divin. Un celebru dictator, dictator al Kazahstanului, fostul președinte al Kazahstanului, dacă vă uitați pe Google, o să îi vedeți numele. Numele lui este Ner Sultan Nazarbayev. Bine că i-am ținut numele bine. Omul ăsta, întrebat la un moment dat, întrebat de un reporter dacă are dușmani, cum stă cu dușmanii, a zis. El a zis, fiind diabolic, a glumit tot în nota asta diabolică și a zis că nu mai am dușmani. I-a zis reporterului. Și reporterul mirat a zis, cum adică nu mai aveți dușmani? El a răspuns, nu mai am dușmani pentru că i-am împușcat pe toți. Asta e varianta diabolică. A doua variantă e varianta sfinților lui Dumnezeu. Nu mai am dușmani, nu pentru că i-am anihilat pe toți și nu pentru că m-am răzbunat pe toți, ci pentru că i-am iertat pe toți. Zilele acestea am regăsit o rugăciune pe care o știam de mult, dar nu eram sigur dacă e autentică sau nu. Și acum sunt foarte atent când spun ceva aici, că știu că lumea verifică. Și asta e bine pentru predicatori. De multe ori înainte să existe toate uneltele astea ale internetului, mai auzeam și noi câte o întâmplare și riscam să o aruncăm în eter. Acum o verificăm. Și asta e bine. E o rugăciune despre care se spune, și puteți de asemenea să verificați, că a fost găsită în pantalonii unui băiețel care a murit într-un lagăr de concentrare, în lagărul de concentrare de la Ravensbrück, unde au murit 90 și ceva de mii de femei și de copii. În pantalonii unui băiețel mort acolo a fost găsită o hârtie mototolită pe care era scrisă o rugăciune, o rugăciune despre care se spune că era evident că a fost citită de multe ori de acest băiat evreu. Se numește rugăciunea de la Ravensbrück. Și nu se știe de unde a ajuns acolo. Unii susțin că mama lui, înainte să se despartă, pentru că atunci când intrau în lagările de concentrare, se despărțeau unul de celălalt, mama lui ar fi pus această rugăciune în buzunar. Alții susțin, pentru că băiatul era deja destul de măricel, că el însuși ar fi scris-o. Și rugăciunea sună așa. Ea mi-aduce aminte că iertarea are ceva divin în ea. Zice așa. Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta, nu doar de bărbații și femeile care au făcut binele, ci și de cei care au făcut răul. Dar nu-ți aminti de răul suferinței pe care aceștia ni le-au provocat, ci mai degrabă amintește-ți de roadele pe care această suferință le-a născut în noi, de părtășia noastră, de loialitatea noastră unii față de alții, curajul, generozitatea, măreția inimii, toate acestea au crescut din aceste necazuri. Când cei care ne-au persecutat vor ajunge să fie judecați de tine, lasă, Doamne, ca toate aceste roade să fie pentru iertarea păcatelor lor. Adu-ți aminte de toate aceste roade și
Iartă-i, Doamne. Rugăciunea asta, găsită așa cum v-am spus, pe o bucată de hârtie mototolită în buzunarul de la pantalonii unui băiețel care a murit în acest lagăr de concentrare. Îmi aduce aminte și de rugăciunea lui Ștefan, primul martir al bisericii, unul dintre martirii bisericii, care zice, în timp ce erau omorât cu pietre, în Faptele Apostolilor, în capitolul 7, versetul 60, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. A greși e omenește. A persevera în greșeală e diabolic și ați dori să te răzbuni. Dar în același timp, a ierta are ceva din Dumnezeu. Are o scânteie divină. Aș vrea să vă vorbesc despre lucrul acesta așa cum ne-l prezintă Biblia în Faptele Apostolilor, în Matei, capitolul 18, de la versetul 21 la versetul 35. E locul în care însuși Mântuitorul Iisus ne vorbește despre iertare, dar voi vorbi dintr-o perspectivă puțin negativă. Voi vorbi despre neiertare. Și aș vrea astăzi, înainte de a ne apropia de cina Domnului, să vă gândiți în modul cel mai serios. Aveți pe cineva despre care puteți spune pe omul acesta nu-l pot ierta? Aș vrea să vă întreb în această dimineață, în modul cel mai serios, pe tot parcursul predicii, pe tot parcursul mesajului și apoi când ne vom apropia de cina Domnului, aș vrea să vă întrebați, oare am pe cineva pe care nu-l pot ierta? Oare duci această povară a neiertării care apasă pe conștiința ta, pe sufletul tău și chiar pe trupul tău? Ți-a distrus sănătatea, relația cu Dumnezeu și bucuria de a trăi. Dacă există această povară pe umerii tăi, în această zi, mă rog ca Dumnezeu să se atingă de tine. O să vorbesc și o să încerc să răspund din perspectiva textului biblic de ce noi oamenii ajungem să nu putem ierta. Și de foarte multe ori aud propoziția asta, nu pot ierta, nu-l pot ierta, nu pot ierta. Unii socotind că așa s-au născut, neiertători. Necruțători, că ăsta e felul lor de a fi. Dar în realitate, să știți că neiertarea e un comportament învățat. Da, e un comportament învățat. Uitați-vă cât de ușor se iartă copiii. Și uitați cât de greu putem noi ierta. Nu e neapărat ceva înnăscut. Chiar dacă unii avem un temperament mai necruțător, chiar și așa. Uitați-vă la copii. Cât de repede se iartă. Și de obicei, conflictele dintre ei sunt întreținute tot de părinți. Cu băiatul ăla să nu te joci. De ce? Știu eu mai bine. Neiertarea, în realitate, dragii mei, e un comportament învățat. Are de-a face cu rănile de pe sufletul nostru. Are de-a face cu grămadă de lucruri din viața noastră. Cu traumele pe care fiecare dintre noi le-am trăit într-un fel sau altul și sufletul nostru rănit fiind la un moment dat ajunge în situația în care împietrindu-se nu mai poate ierta. Nu putem ierta, nu pentru că ne-am născut așa. Când eram copii, treceam așa de ușor peste lucruri și ne iertam atât de repede. Și totuși astăzi, de ce nu? Înainte de a vorbi despre neiertare, din pilda robului nemilostiv, care pornește de la versetul 21, vă citesc versetul 20, un verset pe care l-am cântat toată copilăria în biserica în care am crescut. Un verset pe care îl știți cu toții, e o cântare penticostală veche, nu o cânt acum, nu că n-aș putea, dar am cântat destul astăzi. Versetul 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați pentru numele Domnului, ce zice Iisus? Sunt și eu în mijlocul lor. Știți ce scrie pe cele mai multe biserici pocăiești de la țară? Hai să vă văd. Știți ce scrie? Adunare. Când eram copil, mă întrebau alți copii, tu unde te duci? La biserică sau la adunare? Acum,
Am învățat după aceea că poți fi adunat în același loc, dar în același timp să fii dezbinat. Și am văzut odată cu trecerea timpului că pe multe clădiri scrie adunare, dar înăuntru e dezbinare. Degeaba scrie mare, adunare, dar înăuntru e dezbinare. Pentru că Domnul Iisus spune aici un lucru, că acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu. Am trăit perioada pandemică pe care parcă am uitat-o, dar vă aduceți aminte că în vremea aceea nu mai eram adunați în același loc. Și cât tângeau oamenii după momentul în care să vină la biserică, până când a fost libertate. După aia, silent please. Fiecare și-a văzut de treaba lui. Trebuia să păstrăm o distanțare fizică. Dar parcă era mai multă apropiere sufletească. Am văzut lucrul ăsta pe parcursul vieții, în calitatea mea de prunc de pocăit. Că sunt oameni care stau pe aceeași bancă, adunați fizic, dar sufletește departe unul de altul. Și venim la biserică și deasupra scrie adunare. Și când intri în biserică, lipsește lucrul esențial. Căci acolo unde vor fi doi sau trei adunați pentru numele meu, voi fi și eu prezent. Domnul Iisus vorbește despre iertare tocmai în contextul acesta. Ne mirăm astăzi că în ciuda faptului că ne străduim să cântăm cât mai bine, în ciuda faptului că terminăm o grămadă de școli teologice ca să putem explica cuvântul cât mai bine, cu toate că suntem oratori tot mai buni, în ciuda acestui lucru parcă lipsește elementul esențial, prezența lui Hristos din adunare. Dar Domnul spune așa, acolo unde vor fi doi sau trei adunați pentru numele meu, voi fi și eu prezent. Nu e vorba doar de prezența fizică, da? E vorba și de prezența fizică. Noi nu credem în biserică virtuală, nu cred în biserică online, niciodată online nu va înlocui prezența noastră fizică aici. Amin la asta. Oricât de bune predici ar fi pe net, oricât de faine ar fi cântările online, niciodată prezența ta fizică din biserică nu poate fi înlocuită de faptul că stai în fața unui ecran. Acolo unde vor fi doi sau trei adunați din punct de vedere fizic împreună, e Hristos prezent. Dar nu e vorba doar de prezență fizică, pentru că niște oameni pot sta fizic unul lângă altul, dar să fie departe din punct de vedere sufletesc. Și Domnul Iisus spune, doar acolo unde sunt doi sau trei adunați, sufletește vorbi, nu doar fizic, eu voi fi prezent. Îmi doresc așa de mult în adunările noastre, cu toate că suntem mulți astăzi aici. De câte ori venim aici, în modul cel mai real, să simțim că Iisus Hristos e prezent. Dar te-ai întrebat vreodată de ce vii la biserică și totuși nu simți nimic și prezența Domnului pare o abstractitate pentru tine și Dumnezeu pare departe? Răspunsul e simplu, s-ar putea să ai pe cineva în mintea ta, nu doar în mintea ta, pe conștiința ta, pe sufletul tău, pe care nu-l poți ierta și povara asta pasă pe tine atât de mult încât ești despărțit de prezența lui Hristos. De asta bisericile noastre din zilele de astăzi sunt perfecte, să zic așa, între ghilimele, că nimic nu e perfect în lumea asta, din punct de vedere organizatoric și cum vreți voi, dar lipsește cel mai important ingredient, prezența lui Iisus Hristos. Și acum, vorbind despre asta, Domnul spune, vreți ca eu să fiu prezent când voi vă adunați? E nevoie de ceva, e nevoie să învățați să vă iertați. Și vine Petru, când aude chestia asta, în versetul 21, și zice, s-a apropiat de Domnul și zice, Doamne, bun, când ne adunăm în același loc, trebuie să fim aproape sufletește, să ne iertăm unii pe alții pentru ca Tu să fii prezent de fiecare dată. Atunci, de câte ori, până la urmă, zice, dacă fratele meu, adică cel de lângă mine, cel apropiat de mine, de câte ori va păcătui împotriva mea, de câte ori să-l iert? Și întreabă. Până la, cum zice? Până la 7 ori? Când Petru se ridică să-i spună asta Domnului Iisus, sunt convins că se aștepta ca Domnul Iisus să îl laude. De ce? Pentru că în toată literatura rabinică, cifra, limita iertării e cifra 3. Deci în toată literatura rabinică, iudaică, în toată cultura în care Petru a crescut, limita răbdării,
Când e vorba de greșeala celui de lângă tine sau celui aproape de tine, aflat aici sub titulatura fratele meu, da? Limita iertării e întotdeauna cifra 3. După cifra 3, de la 4 încolo te poți răzbuna. Bun, ai greșit odată, te iert, am greșit de 2 ori, te iert, ai greșit de 3 ori, te avertizez, a 4 oară te-am executat. Nu ziceți amin? Acum. Cam asta era perspectiva iudaică asupra lucrurilor. Și Petru, când se ridică în fața Domnului Iisus, îi spune: Doamne, fii atent, eu sunt mai bun decât toți rabinii de până acum. Ce zici de 7 ori? E bine. E ca atunci când un elev se ridică în picioare. Am fost profesor câțiva ani și am văzut elevi care sunt siguri că răspunsul lor e beton. E cel mai tare și se ridică și așteaptă să-i lauzi, dar ei dau un răspuns departe. Și se ridică și Petru și dă răspunsul ăsta și Domnul ce-i zice? Ia puneți următorul verset. Da, sigur știți. Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la... Nu, hai calculați. 70 de ori, câte 7? Cât e asta? Eu am calculat. 490. Ați calculat? Bine. Au păcă ne 490 de ori. Nu, asta ce înseamnă 490 de ori, mă? Cât ar putea să-ți greșească cineva? 400, dar vezi, la 489, la 489, mila lui Dumnezeu s-a terminat. Nu asta spune. Ci practic și ce spune Domnul Iisus aici. Nu trebuie să ierzi de 490 de ori, să contabilizezi, să ai un caietel în care mai tragi o linie, nu las că vine. Mai tragi o linie, mai tragi o linie. La cât ai ajuns? La 380, mai este până la 490. Nu, Domnul Iisus nu face matematică. Vreau să vă spun ceva, matematica asta omenească, când vine vorba de greșelile altora, că atunci când vine vorba de greșelile noastre, nu le contabilizăm. Ale altora suntem experți contabili. Când vine vorba de greșelile noastre, acolo ne facem că plouă. Asta nu e chiar așa mare greșeală, asta nu este, și le contabilizăm. Cât ai? Vezi că ai ajuns la 480, mai ai încă 10 și după aia urmează răzbunarea. Nu, Domnul Iisus când zice de 70 de ori câte 7, vrea să spun un lucru simplu, nu există limită. Și îl văd pe Petru rămânând așa în picioare. Și Domnul, ca să explice, că de obicei când face câte o afirmație din asta bombă, extraordinară, când Domnul face câte o afirmație din asta care lasă pe toți ascultătorii lui gură cască, că efectiv nu știu ce să spună, când Domnul face câte o afirmație de genul acesta, imediat după aia spune o ilustrație, spune o întâmplare. Și Iisus continuă versetul 23 și zice așa: fii atent, Petre, ca să înțelegi că iertarea lui Dumnezeu nu are limită, prin urmare nici iertarea voastră nu trebuie să aibă limită, o să spun o întâmplare. O să spun o întâmplare în care tu, Petru, te vei regăsi. Tu și toți evreii tăi, tu și toți prietenii tăi, tu și toți frații tăi, tu și toți ucenicii de aici. Și Domnul începe întâmplarea și zice așa: fiți atenți, împărăția cerurilor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Adică a vrut să facă inventarul. Face socotelile. Își ia robii și le zice: no, hai să vedem care cât ați greșit. Să vedem care cât îndatorați. Și în următorul verset spune: a început să facă socoteala și i-au adus pe unul, ăsta n-a venit, că de obicei aia care datorează, nu vin ei, trebuie să mergi tu la ei. Asta vă spun celor care datorați, vă rog frumos, să învățați din treaba asta ceva. Dacă datorezi cuiva niște bani, nu ăla trebuie să vină să-și ceară banii, ci tu, da, asta e altă treabă. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbene. L-au adus, parcă îl văd, cum, l-aduc acolo. El nu prea avea chef să vină acolo. 10.000 de galbeni, dacă aveți traducerea Cornilescu acolo, e o notă de subsol. Dacă vă uitați la subsol, înseamnă 10.000 de talanți. Vă uitați pe Google, veți vedea că în cultura orientală 10.000 e cifra care reprezintă infinitul. Când ziceți 10.000 de talanți, vă mărturisesc că am tot încercat zilele trecute să echivalez în banii de astăzi, am găsit temirce. E imposibil de echivalat, gândiți-vă doar la inflația din ultimii ani. Unii susțin că e undeva până la $1 miliard. Alții susțin mai puțin. Oricum, când citești, probabil că atunci când ascultau pilda asta, ucenicii au rămas uimiți și s-au întrebat: bă, cum a ajuns un om să strângă atâtea datorii?
E ca ăia din anii 90 care datorau acolo la scară să plătească curentul și apa caldă și întreținerea și tot strângeau pe datorii. Dar cum ajunge un om să datoreze așa de mult? E o datorie incredibil de mare. Dar pe de altă parte mă mai gândesc ceva. Cât de bogat trebuie să fie acel împărat care are asemenea datornici? Dacă el ajunge să aibă un datornic care datora 10.000 de galbeni, adică să spunem așa, $1 miliard, echivalând, forțând cumva lucrurile pentru vremurile noastre, vă gândiți cât de bogat e acest împărat? E foarte clar pe cine reprezintă împăratul. Împăratul îl reprezintă pe Dumnezeu. Datornicul? Ia să vedem. Datornicul mă reprezintă pe mine, nu pe voi. Datornicul sunt eu. Și spune Biblia că împăratul începe să facă socoteala, calculează. Și versetul 25, eu, datornicul, zice, fiindcă n-avea ce plăti și cu ce să plătească, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, familia lui, pruncii lui, tot ce avea și la final să se plătească datoria. Acum vă rog să rețineți un lucru. Fac de asemenea tot felul de calcule. Am încercat să fac și eu aceste calcule. Dacă s-ar fi vândut tot ce avea omul acesta, tot, n-ar fi acoperit nici măcar 5% din datorie. Nici măcar atât. Dacă ar fi vândut, ar fi fost el vândut și familia lui ca sclav și toată averea lui ar fi fost vândută după aceea, nu s-ar fi acoperit nici măcar 5% din datorie. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 26. Robul adus acolo face ceva ce ar fi trebuit să facă de mult. E în situația în care, cu disperare, realizează că oricât de mult s-ar strădui, nu poate acoperi datoria asta. Și atunci, versetul 26, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și voi plăti. Mă, oameni buni, când să mai plătească? Câte vieți să lucreze? Când să mai plătească omul ăsta $1 miliard? Dar se întâmplă ceva. Atunci când realizăm că suntem într-o situație limită și nu mai putem face nimic, atunci ne aducem aminte, de fapt, că trebuie să ne zmerim. Până în clipa aia avem senzația că lucrurile țin de puterea noastră. Exact la fel stau lucrurile și cu iertarea lui Dumnezeu. Și uitați-vă care e răspunsul stăpânului. Când vine vorba de iertare, Dumnezeu e mai mult decât generos. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Ia imaginați-vă că vă duceți la bancă și aveți de plătit încă vreo 300-400 de mii de euro, habar n-am, ai de plătit un credit foarte mare la bancă și ajungi să fii dat afară de la locul de muncă și nu-ți mai poți plăti datoria. Te duci și completezi o cerere prin care să ți se amâne plata și cumva eșalonate lucrurile vor reuși să fie rezolvate și ești stresat și te gândești, bă, îmi pierd casa, pierd toată munca și când ești acolo vine directorul băncii și spune, am anulat datoria. Mă, dacă s-ar fi întâmplat asta pentru unul din locul ăsta în această dimineață, vă garantez că el ar fi așa acum la biserică. Nu cum o grămadă astăzi. E bună și căldura, cam avem căldură, dar pe fric parcă suntem ceva mai atenți. Imaginați-vă că omul acela primește din partea stăpânului cuvântul acesta. Ești iertat de datorie. N-am auzit bine. Îți iertat. Știți, vreau să vă spun ceva. Când vine vorba de iertare, Dumnezeu e atât de generos. El ne iartă mai mult decât ne cerem noi iertare. Vreau să vă mai spun ceva. Voi spuneți lui Dumnezeu chiar toate păcatele pe care voi le-ați făcut? Nu îi spuneți, că nici nu vi le amintiți. Unele nici nu vă dați seama de ele. Și totuși Dumnezeu ne iartă.
Când te zdrobești înaintea lui Dumnezeu, când vii în închinare înaintea lui Dumnezeu și când îi ceri lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te ierte, nu trebuie neapărat să vii cu tot pomelnicul, cu fiecare păcat, cu Doamne, atunci am zis aia, am gândit aia la altă, am făcut aia la altă. Nu trebuie neapărat să faci inventarul tuturor păcatelor, că s-ar putea ca unele din păcatele tale să te fascineze atât de mult încât să mai uiți de iertarea lui Dumnezeu, ci suficient să faci exact cum face omul acesta, cum face personajul din pilda noastră, se zdrobește înaintea stăpânului și tu și cu mine facem exact același lucru. Venim înaintea stăpânului, venim înaintea împăratului, înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, iartă-ne, și Dumnezeu ne iartă mai mult decât ne-am cerut noi iertare. Slavă Lui pentru asta! Când vine vorba de iertare, Dumnezeu ne dă mai mult decât îi cerem. Și asta e extraordinar. Dar noi trebuie să-i cerem. Zic: Doamne, iartă-mă, și apoi Dumnezeu are grijă să vadă de fiecare păcat în parte. Dar acum mă văd pe mine. Nu zic pe voi, cu toate că eu bănuiesc că și voi sunteți exact în aceeași situație. Mă văd iertat. Și când ies de acolo, versetul următor. Robul acela, când a ieșit afară, pocăitul acela când a ieșit afară. Mă, fraților, eu inițial m-am gândit să fac o predică cu titlu: Ce facem când ieșim afară? E super în biserică. Aici bate lumina așa, parcă suntem sfinți. Dar când a ieșit afară, se activează în el toată partea aia nenorocită, toată partea aia întunecată, toate frustrările, toate păcatele, toate pornirile, în loc să se bucure că a fost iertat. A fost la cina Domnului, s-a rugat: Doamne, iartă-mă, și Dumnezeu a ridicat povara tuturor păcatelor, nici nu trebuie să le nominalizeze părând. Dumnezeu, care o știut, l-a iertat. Dar când a ieșit afară și și-a găsit mașina zgâriată, a greșit omenește. Da. Care a greșit? Zice, se întâlnește cu tovarășul său. Știu cuvântul ăsta, pe unii au fost traumatizați de el în vremea comunistă. Ăștia mai tineri deja îl folosesc așa, camarad, prieten, hover, nu mai știu, ziceți voi. Se întâlnește cu tovarășul său, cu care era la aceea slujbă. Adică, bă, erau amândoi angajați ai împăratului. Nu era unul mai cu moț, unul mai șmecher, unul mai tare. N-avea unul o funcție mai mare sau mai importantă. Se întâlnește cu tovarășul său, care era dator cu, bă, cu 100 de lei. Și unii care vorbesc despre asta, suta asta de lei, 100 de dinari, e vorba de plata medie pentru 4 luni de muncă. Da, în 4 luni de muncă, tovarășul lui, dacă făcea o muncă în plus, putea să-i plătească datoria. Da, dar el avea o datorie de peste un miliard de dolari iertată de stăpân. Ieșea de acolo, bucuros, am fost iertat. Mă întâlnesc cu tovarășul meu, care mi-a greșit. Cât am fost în prezența împăratului, am fost transfigurat, transformat, m-am rugat, m-am bucurat. Dar când am ieșit, zice, care era dator cu 100 de lei, a pus mâna pe el și îl strângea de gât. Bă, oameni buni, ăsta e ăla care se ruga? Da. Deci cu un verset înainte se ruga. Așa zice Biblia. Zice, a căzut cu fața la pământ, s-a închinat: Stăpâne, iartă-mă, îi cercetat. Bă, dar ăsta e ăla care... Mă... Zice, îl strângea de gât, mă, expresia asta, parcă și la noi la Bihor, bă, ați auzit-o? Cu porniri din astea de răzbunare. Adică Dumnezeu te-a iertat pe tine de atât de multe lucruri, nici nu trebuie să-i le spui.
Dar uitați-vă de diferența dintre om. Îl vedeți pe om cât despășit e când se vede disperat, când e la disperare omul. Doamne, cum devine omul? Ați văzut oamenii în general în viață când depind de tine? Cum îți despășiți, cum vin, cât de smerit, cât de miros vorbesc, cum sunt gata să calce pe ego-ul lor și cum se înalță. Vreau să vă spun ceva. Știți când e testul frumuseții umanității noastre? Nu vorbesc de frumusețea creștinismului nostru, nu, măreția umanului din noi. Știi când se vede? Nu când suntem la pământ, când suntem strânși cu ușa, și știți când se vede? Atunci când suntem pe val și lucrurile ne merg bine. Atunci se vede, de fapt, dacă suntem oameni sau nu suntem. Când ești la pământ, trebuie să iei fața aia de cerșetor, trebuie să iei fața aia de amărât, cumva să scapi din situația asta. De momentul în care lucrurile încep să-ți meargă bine în viață și treburile se așează bine, dintr-o dată se întâmplă ceva cu noi, ne transfigurăm, suntem transformați. Și același om care în urmă cu câteva momente se roagă și cu o voce atât de zmerită vine în fața stăpânului și spune: te rog, iartă-mă și voi plăti totul. Și e plătit și totul e plătit de stăpân și totul se rezolvă. Și vine acum și îl strânge pe ăsta de gât și gata să-l omoare. Pentru ce? Pentru 100 de lei, mă, oameni buni. Adică Dumnezeu mă iartă pe mine și mi-oferă viața veșnică, iar eu nu-l pot ierta pe fratele meu că a zis nu știu ce vorbă despre mine, că a zis nu știu ce, nu știu, odată, că s-a uitat nu știu cum, că a vorbit nu știu ce, că a tăcut când am trecut pe lângă el, pentru niște banalități de stai câteodată uimit. Am auzit multe. Am auzit odată, vă dau un exemplu, în urmă cu ani de zile îmi povestea un frate conducător de adunare că două femei care erau vecine au fost așa de bune prietene că și-au zis: bă, noi suntem prietene bune, ne luăm mormântul unul lângă altul. Numai s-au certat. Și s-au văzut de apoi povești. Când s-au certat și-au murit una, aia la altă nu mai găsea loc în cimitir. Și acolo zice: acolo eu nu vreau niciodată. Și a fost un adevărat scandal, o adevărată telenovelă cu povestea asta. De ce? Pentru că noi nu putem ierta lucruri mărunte. Dacă stăm să ne gândim la ele, pentru că noi le judecăm emoțional de cele mai multe ori. Plătește-mi și mi-ești dator, tot ce mi-ești dator. Și pune-te rog următorul verset. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Deci exact ca el face tovarășul lui. Exact cum a făcut el cu stăpânul lui. Și în mod normal ar fi trebuit să fie îngăduitor. Frații mei, mă uit la noi la pocăiți. Mă iertați că vă spun, dragii mei pocăiți. Noi ar trebui să fim cei mai iertători oameni de pe fața pământului. Dar am câteodată senzația că suntem cei mai neiertători. Nu zic că e valabil întotdeauna. Dar văd atâta frustrare câteodată, scrâșnind în priviri, dacă e posibil așa ceva. Tu ți-ai ales drumul acesta al pocăinței și al credinței. În sufletul tău n-ar trebui să existe nicio formă de frustrare. Tu n-ar trebui să te uiți la ăla nepocăit și să-l judeci și să zici: a, lasă că... Clocotește în noi câteodată niște sentimente pe care nu le pot explica. În modul cel mai real și adevărat, când ai cunoscut iertarea lui Hristos, Domnul Iisus a spus foarte clar: dacă iertați, și voi veți fi iertați. Dacă nu iertați, nu veți fi iertați. E un lucru foarte simplu. Domnul afirmă de foarte multe ori, nu vă mai dau referința biblică, îl găsim în tot Noul Testament: iertați-vă și voi așa cum ați fost iertați de Hristos, de Dumnezeu în Hristos. Afirmație făcută de Apostolul Pavel și în Coloseni și în Efeseni, afirmație pe care Biblia o face de mai multe ori: iertați-vă unii pe alții. Și totuși, în partea finală și aplicativă, am să vă spun de ce cred eu că nu putem ierta în conformitate cu textul. Sunt trei motive. Unu, n-avem puterea să renunțăm. Doi, n-avem dorința să ne îndreptăm. Și trei, n-avem capacitatea să ne autoevaluăm. Zic încă o dată. N-avem puterea să renunțăm. N-avem dorința să ne îndreptăm. Și n-avem capacitatea să ne autoevaluăm. Renunțare, îndreptare și autoevaluare.
Sunt trei elemente pe care le regăsesc în viața acestui om care, în loc să se bucure că el a fost iertat, nu-l iartă pe fratele lui. Și pune, te rog, următorul verset. Vei vedea care e consecința. N-a vrut să-l ierte, s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti toată datoria. Și pune, te rog, următorul verset. Când au văzut ceilalți colegi ai lor cele întâmplate, s-au întristat, s-au dus, le-au povestit stăpânului tot ce s-a întâmplat. Și apoi stăpânul a chemat pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cuvenea, nu se cădea ca să ai și tu milă față de tovarășul tău, de colegul tău, exact cum am avut eu milă față de tine? Deci e exact vocea lui Dumnezeu care ne spune nouă astăzi, celor care refuzăm să iertăm, exact aceste cuvinte. Dacă eu v-am iertat pe voi, oare voi n-ar trebui la rândul vostru să iertați? Și acum pune următorul verset, care sună ca o amenințare, dar aș vrea să o luăm în modul cel mai serios. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce va datora. Această ultimă sintagmă, această ultimă propoziție, până când va plăti tot ce va datora, cei mai mulți teologi sunt de părere că se referă la iad, pentru că omul acesta, oricât de mult ar fi încercat să strângă miliardul, n-ar fi reușit niciodată. Prin urmare, de fapt, are parte de o pedeapsă veșnică, dintr-un motiv simplu, pentru că refuză să ierte. Și apoi, următorul verset. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Fericitul Augustin spunea: dacă un om îți greșește, și un om rău, iartă-l ca să nu deveniți doi oameni răi. Și dacă iertarea ta nu-l va face pe el mai bun, te va face pe tine mai bun. S-ar putea ca iertându-l, spune chiar Domnul Iisus aici în Matei capitolul 18, să-l câștigi pe fratele tău. Dar chiar dacă nu l-ai câștigat, iertarea ta te va face pe tine mai bun. Neiertarea te va face pe tine mai rău. Aș vrea să mă apropiu de sfârșit. Casi, vino, te rog frumos, la pian. Și am spus că sunt trei lucruri, astea sunt trei lucruri aplicative în viața noastră. Noi nu putem ierta pentru că nu putem renunța. La ce nu putem renunța? În primul rând, nu putem renunța la dreptul nostru, cumva, la orgoliul nostru. Nu putem înțelege un lucru simplu. Și acum, aș vrea să vă spun așa, din punct de vedere teologic, din ceea ce am înțeles eu Biblia, iertarea este un act de credință. Și ascultați-mă cu mare atenție. De ce spun asta? Când iert, eu am încrederea că Dumnezeu poate schimba răul pe care un om l-a făcut în dreptul meu. Poate schimba răul acesta în bine. Când refuz iertarea, mă concentrez la greșeala omului și spun: eu nu cred că greșeala asta poate fi spre binele meu. Iertarea e un act de credință. Prin iertarea mea, eu spun așa: cred că Dumnezeu poate schimba răul pe care tu mi l-ai făcut în ceva spre binele meu. Frați și surori, oameni dragi, vă mai aduceți aminte de Iosif, frații lui care l-au vândut? Frații lui care l-au vândut. Mai zic, frații lui care l-au vândut. Și după ce frații lui l-au vândut, când Iosif se apropia de moarte, era, vă aduceți aminte toată povestea biblică, Iosif era acum tare, era al doilea după faraon, frații lui erau la mâna lui și când se apropie un moment în istoria familiei lor, când tatăl lor urma să moară și apoi tata moare, fraților le este frică și se gândesc: acum Iosif se va răzbuna pe noi. Iosif îi strânge în jurul lui și le spune așa. Mi se pare în capitolul 50. Când voi, în Geneza, capitolul 50, când voi ați vrut să-mi faceți rău, negreșit, când voi v-ați sfătuit să mă vindeți, ați vrut să-mi faceți un lucru rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. Iosif are doi copii. Pe primul numește Manase, care înseamnă uitare. Pe al doilea numește Efraim, care înseamnă rodire. Când îi se naște primul fiu, îl numește Manase, ciudat, uitare. Adică vrea să spună cu asta: am uitat toate greșelile care au fost făcute față de mine. Am uitat toată perioada aia grea din viața mea, toți anii aceia petrecuți în închisoare, toți anii petrecuți în robie, am uitat.
Și Dumnezeu îl mai binecuvântează cu un băiat căruia îi pune numele Efraim, adică rodire, pentru că el zice și din răul acesta Dumnezeu a făcut să rodească ceva bun. Eu când iert, aleg să cred că Dumnezeul meu e destul de mare, El e un împărat atât de mare, de glorios, de puternic, încât poate schimba orice rău pe care un om l-ar fi făcut în dreptul meu, îl poate schimba spre binele vieții mele. De aceea, iertarea este un act de credință. Când iert, eu spun, cred că Dumnezeu poate schimba tot răul pe care un om l-a făcut și sunt cumva îndreptățit să fiu supărat. Dumnezeul poate schimba în ceva spre binele meu. De aceea aleg Manase, aleg să uit tot ceea ce a fost greșit și rău și de asemenea să privesc înainte, Efraim, Dumnezeu poate face să rodească. Renunțare, dorință de îndreptare și dorința asta trebuie să fie sinceră. La acest om eu nu văd sinceră și împăratul nu vede sinceră. La omul ăsta care vine prima dată și de aia Biblia numește, împăratul îl numește rob viclean. Dorința asta de îndreptare trebuie să fie sinceră și vizibilă. Și apoi, astăzi suntem la cina Domnului. Fiecare dar să se cerceteze pe sine. Ai pe cineva despre care poți să spui, pomul ăsta nu-l pot ierta? Când e vorba de cercetare, vreau să vă spun numai trei lucruri și vreau să vă gândiți bine la ele, foarte scurte. Vă zic așa. Gândește-te, judecă-te pe tine fix cu aceeași măsură cu care îi judeci pe alții. Judecă-te pe tine așa cum te-a judecat Dumnezeu până în momentul de față. Și nu uita că exact cum Dumnezeu te-a iertat pe tine în Hristos, la rândul tău ești obligat să ierți pe ceilalți. Judecă pe alții cum te-a judecat Dumnezeu în Hristos pe tine când te-a iertat de păcatele tale. Și apoi, judecă-i pe alții așa cum vrei ca într-o zi să te judece Dumnezeu la final. Zice Iacov în capitolul 2, versetul 13, judecata lui Dumnezeu va fi fără milă pentru cei care au fost fără milă. Dar mila biruiește judecata în dreptul celor care au avut milă. Judecă-te pe tine exact cum îi judești pe alții. Judecă-te pe tine exact cum te-a judecat Dumnezeu în Hristos, iertându-te de păcatele tale. Și judecă-te și judecă-i pe alții exact cum vrei ca într-o zi să te judece Dumnezeu pe tine. Mila lui Dumnezeu să biruiască în dreptul fiecăruia dintre noi. Amin. Aș vrea în momentele care vor urma să ne apropiem de cina Domnului și vă invit să vă ridicați în picioare. Invit echipa să vină aici în față. Aș vrea să rămânem în atitudine de rugăciune. Vreau să stați cu ochii închiși. E o cântare pe care o știm despre puterea crucii lui Iisus. Apoi ne vom apropia de cina Domnului. Vă aduc aminte de ce spune Iisus. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Priveți la Hristos, priveți la crucea lui Hristos astăzi. Și aș vrea în această zi, privind împreună la crucea lui Hristos, să ne aducem aminte cât de mare a fost iertarea lui Dumnezeu pentru noi toți.